Ministerul Educației nu are de unde să știe ce se întâmplă în cele 1400 de școli din țară, așa că îndeamnă pe părinți să raporteze cazurile de colectare de bani pentru examen. Declarația aparține Ministrului Educației, care spune că acest lucru este ilegal. Instituția primește bani pentru aceste lucruri și este o ilegalitate să ceri părinților sau elevilor bani pentru altceva. Vă rugăm și rugăm pe toți cei care au auzit de asemenea lucruri să le raporteze. Avem o linie fierbinte. Un ordin în acest sens a fost semnat de Ministrul Educației. Maia Sandu a mai spus că instituțiile sunt asigurate cu toți banii necesari pentru organizarea examenelor, iar orice formă de colectare de fonduri din partea profesorilor, elevilor sau părinților este ilegală.